era o oroare. Adică, pe scurt, noi aveam o vorbă de largă circulație, că ne e frică să deschidem și o cutie de conserve, să nu-l auzim pe Ceaușescu. Deci, la propagandă comunistă însemna, sau o percepeam ca pe un uruit continuu al vocii lui Ceaușescu, pentru că deschideai televizorul seara la ora 8, era Ceaușescu, timp de o oră, deschideai radio, îl auzeai pe el, deschideai ziarele, pe prima pagină era el, deschideai manualele de școală, pe prima pagină oricărui manual de școală, la orice nivel era tot.